Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din Better Minecraft. Înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Apreciez mult! Și hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul ăsta minunat de Better Minecraft. Încă sunt la explorat, încă n-am ajuns acasă, încă am inventarul full de episodul trecut, de la episodul trecut de fapt. Da, am mai mers puțin pe hartă, nu înțeleg de ce se tot buguiește harta asta. Partea asta am explorat-o, am luat-o așa, m-am întors pe aici, am luat în toate direcțiile posibile, să văd dacă mai găsesc ceva și văd acolo în depărtare ceva bizoni. E un biom interesant, cred că e bizon ăsta. Hai să vedem. Cred că e bizon, nu cred că e altceva. Și văd că am și un pic de deșert în față cu un pescăruș care o să-mi fure din inventar, ca așa fac ăștia. Salut! Care treaba? Da, e un bizon foarte, foarte mare. Nu vrem să ne luăm cu genul ăsta de animale și știți de ce din episoadele trecute, dacă ați urmărit Better... Mamă, ce m-am speriat. Dar n-am dat în timp. Mamă, ce m-a atacat nebunul și n-am dat în el. Oricum va trebui acum să mergem acasă pentru că am inventarul full și trebuie să las totul prin chesturi, pentru că eu n-am backpack-uri, n-am genul ăsta de chestii și dacă tot am venit vorba de asta, nu avem decât genul ăsta de backpack. Da, nu e bine. Nu prea e bine pentru că avem doar un... Ok, bag atunci, hai să vedem, baguri avem, uite că avem, ok, cred că astea-s de dormit, da, nu cred că avem un mod ceva să ne adauge ceva suplimentare de spațiu în inventar, se pare că nu avem în Better Minecraft-ul ăsta, asta este, mergem acasă, lăsăm tot ce avem prin inventar, aș putea să adaug eu modul, dar sincer să fiu, nu mai am chef de tot felul de probleme, știți că modurile astea câteodată, nu se înțeleg între ele, fac scandal practic și atunci na, moare mod pe cu și mai pierd și harta, mai pățesc altele. Avem balene pe aici, orci, ok, tot felul de animăluțe. Uite ce a sărit aia în sus, ați văzut? Ați văzut cum a sărit orca aia în sus? Foarte interesant, hai acasă. Ok, am ajuns și acasă, mamă, câte chestii am în inventare și nemul o grămadă de poțiuni. Nici nu știu dacă eu am folosit vreodată pe Minecraft poțiuni. Mai la modul gen să le folosesc așa. Mai mult, nu cred că am folosit. Uite, asta e de speed. Slowness, hai să bag o de asta de slowness aici frumos și să-mi pun toate poțiunile. Nu, pe bune, am dat-o. Ok, am dat o poțiune de slowness, pe bine. Da, ce viață. Ok, brewing stand-ul ăsta, hai să-l lăsăm pe aici, că nu prea mă interesează foarte mult. Hai să vedem ce putem să mai lăsăm prin chest-uri pe aici, chestii de care nu am nevoie. Cum ar fi astea, crocodile egg-ul ăsta, peștele, să zicem că se încadrează la mâncare. Ok, hai să vedem, ne încadrăm la mâncare cu chestiile astea de pe aici. Bam, 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 asta e mâncarea mea. Astea sunt prețioase, am mai rezolvat ceva probleme. Cred că și pufferfish-ul se încadrează la astea, deși putem să facem poțiuni cu el. Da, să zicem că se încadrează acolo, lăsăm acolo. Da, suntem acasă și dacă tot am venit acasă, pe lângă faptul că va trebui să dormim, nu mai știu, am făcut ceva sau să aici nimic. Așa, pe lângă faptul că va trebui să dormim într-o casă și că, da, trebuie să vă amintesc că avem un membru pe canal și că și următorii membri o să primească o casă frumos, cu mare aici frumos, Riugaș. I-am precizat faptul că o să duc aici un sătean și o să-i pun numele lui. Asta nu știu când o să se întâmple. Hai să vedem. Cred că trebuie să mergem să luăm un sătean din partea aia, dar mă ocup, nu-i problemă. Între timp, mergem frumos să adăugăm pe cineva pe peretele abonaților. Nu uitați, aveți șansa să apăreți pe peretele abonaților în următorul episod, dacă lăsați un comentariu la acest episod. Avem ceva abonați aici adăugați, nu foarte mulți, dar este loc pentru toată lumea. Și abonatul de astăzi este Zmău Elena. Nu cred că o mai am pe Elena aici pe perete, nu cred, nu țin minte și văd că nici nu o văd pe aici frumos. Mulțumesc, Elena, pentru activitatea de pe canal. Mulțumesc pentru ideile de la videoclipuri și din secțiunea de comentarii. Și bine ai venit aici pe peretele abonaților. Elena a spus în felul următor: Ciobi, dacă găsești un pillager, cred că, outpost, să faci un zid și acolo să faci niște închisori pentru villager, te rog să faci o idee, cred că a vrut să spună, scuze, trebuie să fac ideea ei, în episoadele următoare probabil o să vezi ideea ta, dar acum ați văzut comentariul ei pe canal, pe imagine aici, puteți să dați și la ea un subscribe dacă binevoiți și încă o dată mulțumesc pentru activitate și mulțumesc tuturor care lăsați comentarii și sunteți activi pe canalul ăsta, apreciez orice fel de comentariu, orice fel de idee, apreciez mult. Haideți să băgăm nani că trebuie să facem ziua și să salvăm aici spawn point. Animalele mele văd că sunt bine, nu le-am mai mulțit într-adevăr, cam la nivelul ăsta rămas cu totul pe aici. Pe lângă chestia asta, știți că am făcut aici un pod cumva unde vreau eu să fac, nu știu, chestii, nu știu, bă, e o cameră gigantică. Acum lăsați voi în secțiune de comentarii ce aș putea să fac în podul ăsta, pentru că sincer să fiu,
Podul de la ferma asta e mai mare decât ambele case ale mele. Ce naiba s-a spawnat acolo? Voi vedeți că este spawnat un... Ok. În moară este spawnat un prieten numit Enderman. Cum naiba s-a spawnat un... Aha, e foarte înalt aici acoperiș. Ok, am înțeles. Avem un Enderman. Hai să-l salutăm. Salut, domnul. O, ai furat! De ce ai furat? De ce ai furat un bloc de iarbă și mi-a dat și un Ender Pearl și un bloc de gres dintre ăsta? Foarte tare, mulțumesc frumos, domnule Enderman, apreciez foarte mult. Da, revenind, da, e foarte mare acoperișul de aici, foarte mare podul, n-am idee ce vreau să fac, am spațiu și aici, am spațiu și aici, probabil o să fie săteni puși în zonele astea, plus că acolo sus n-am făcut vreo cale de acces cumva să ajung, efectiv trebuie să sparg blocuri să intru aici în casa asta de aici, dar aici sus avem cale de acces și cam arată cam mare, adică eu ar putea fi o cameră de depozitare gigantică, pe lângă casele astea două, asta e imensă. Bun, între timp băieți, am fost și am adus săteanul, am mâncat eu mai înainte, am fost și am adus săteanul pentru membru de pe canal, singurul membru, de altfel, da, vă mai așteptăm și pe alții să fie și mai mulți aici membri. Ryuga, da, salut, dă-te puțin mai în față, dă-te puțin, da, puțin, ca să te vedem. Nu vrei, stai, nu, și așa îți place ție? Bun, vedeți acolo numele sus, tu ești un carpenter, cred că dacă nu mă înșel, nu? Un Fletcher, ok, ești un Fletcher și faci aici treabă, practic pot să fac trade-uri cu el, da, ăsta e membrul nostru de pe canal, da, aveți secțiune de membri în caz că vreți să susțineți canalul mai mult decât o faceți în mod normal cu like-uri și comentarii, puteți să cumpărați un membru pe canal și o să vă construiesc o casă și o să aveți casa voastră specială aici în orășel, casa membrilor, cum ar veni, o casă specială pentru fiecare în parte, dacă nu, avem peretele abonaților unde puteți să apăriți acolo. Doamne, cât de frumoasă poate să fie zona asta, arată așa ca o oază, arată, efectiv e superbă zona asta, am ieșit iar la explorat băieți pentru că v-am spus că aș vrea să explorez mai mult, să mai descoperim chestii noi și văd că am dat de niște urși aici care par să nu fie agresiv, cred. Acum nu vă țaibă pui. Da, am vorbit prea repede, tocmai s-a izbit unul în mine și mi-a scăzut jumătate de viață, nu țineți minte, nu vă puneți cu urși, ce naiba e aici? Ce ești tu? Mauler? Ce ești tu? L-am luat. Ce-i maulerul ăsta? Ce faci tu mai exact? Ia uite cum arată. Mauler, nu știu, dacă mă ajută cu ceva pot să te iau și atât, dar gen pot să te fac prietenul meu sau o chestie de gen. Vrei de asta? Ia. Nu vrea. Ok, foarte ciudat. Avem tot felul de animăluțe și voi știți deja chestia asta, nu mai vrem să intrăm în detalii legate de animăluțe. Ieșim la explorat să găsim ceva construcții sau mobi cu care să ne luptăm. Băieți, zona asta arată pe lângă că e foarte frumoasă, am mai găsit niște chestii aici. Blackstone, ok. Uite, lilipedurile astea mi se par foarte interesante, dar nu pentru ele am venit aici, am venit pentru pești ăștia, avem somni. Și știți, din sezonul 2 parcă au fost adăugați, avem somni gigantici pe care putem să-i și pescuim, dar să-i și vedem. Adică ia uite cât de mare e somnul ăsta și prietenul lui, hai să pescuim cu sabia. Noi pescuim cu sabia în episodul de astăzi, băieți, am luat somnul ăsta și cred că celălalt n-a dropat, ba da, a dropat și celălalt. Și avem carne de pește, foarte, foarte interesant. Uite, mai avem un pui, dar pe ăla lăsăm să crească. Și nu știu, am așa o slăbiciune pentru liliped. O, am găsit orez, ok, nu știu, am mai găsit orez până acum? Chiar nu mai rețin, dar văd că am găsit acum, deci cumva putem să facem plantație de orez. Chiar nu mai rețin dacă am orez sau n-am orez. Acasă, din astea putem să... Nu știu dacă am acasă, sincer, chiar nu mai rețin. Dar o să facem în episodul următoare o fermă dintre asta de orez să fie. E un fel de mlaștină, destul de interesant. Avem și furnici dintre alea gigantice, vedeți aici. Astea sunt mormanele lor, cum ar veni. Uite că am primit ceva. Am primit ceva când am spart ăsta, pe bune, și se duce în jos. Hai să intrăm și noi într-un nez dintre ăsta de furnici, poate nu o să tăbărească pe noi. Important e ce facem cu astea. And pupa. Oh, le dăm la furnicari ca să se mulțească și la maimuțe. Ok, avem un tip de maimuțe care se mulțesc cu genul ăsta de frunze. De chestii de la furnici, nu știu ce sunt astea. Leaf cutter. Ok. E un leaf cutter. Bă, cum naiba îmi dă ăsta semințele? Sau cum fac eu? E rice, dar nu-mi dau seama dacă pot să-l replantez după aia. Adică îl văd, e aici, uite, uitați-le, ăsta e rice-ul, da? Adică, dar cum fac? Cred că se plantează direct așa? Da, se plantează direct așa, să nebun eu. Ce e aici? Să mor de, am văzut asta. Ok, am găsit un dungeon, băi. Ce tare, am găsit un dungeon. Mamă, și cum papagal? Așa, fără să vreau. Mi s-a părut că aud un creeper. Ok,
Ok, am găsit un dungeon. Am găsit un dungeon care arată cam așa. Foarte tare. Oh, sincer să fiu, îmi plac genul ăsta de steaguri și vreau să le folosesc în sătuc. Nu știam că sunt mai multe tipuri de dungeon-uri, adică nu știam că găsesc în mai multe zone. Cumva ăsta e dungeon-ul de junglă sau o chestie de genul ăsta și avem și foarte multe emeralde. Da, foarte tare. Mamă, dar ce ciudat era spawnat. L-am văzut, dar nu l-am băgat de seamă prima oară. Și ăsta spawnează... Nu te cred, ăsta spawnează papagali. Îl iau acasă. De asta erau spawnați papagalii ăștia pe aici, băieți. Oh, hai acasă, hai acasă, că nu mai pot, ești nebun. Oh, nu. Oh, nu, trebuie să ies de aici. Oh, nu. Ăsta spawnează papagali și o să avem papagali în continuu acasă. Voi vă dați seama că eu o să am papagali. Ok. Asta e o chestie extraordinar de tare, nici măcar nu știam că sunt spawneri de papagali. Întrebarea e unde îl plasăm, că am ajuns acasă cu el, dar vreau să am papagali gen închiș cumva. Da, ar fi o idee, nu știu. Mă gândesc, încă mă gândesc, nu vreau să-l sparg. Vreau să-l pun undeva să am papagali. Uite, aș putea să am papagali chiar acolo, la semințe, nu? Sau unde să-l pun? Să-l pun aici. Hai că las momentan aici, nu știu, mă mai gândesc, dați-mi voi o idee unde ar trebui să pun astea de papagali sau să-i fac. Le facem o cușcă, băieți. Le facem o cușcă, băieți, de papagali, ești nebun? Le facem o cușcă, fii atent, îl las aici momentan, probabil nu știu dacă o să spawneze, că e posibil să funcționeze doar în biomuri de junglă sau o chestie de genul ăsta, nu-mi dau seama dacă o să funcționeze neapărat, dar lăsăm acolo. Mamă, ce tare chestia asta, foarte tare, foarte, foarte tare chestia asta. Și mergem înapoi aici, că poate mai găsim chestii, cum ar fi gorilele astea, tocmai am venit și am găsit gorile din prima și văd ceva în apă acolo. Salut, ce faceți, cum sunteți? Ok, știu că am adus o familie de gorile la un moment dat în prima serie, dacă nu mă înșel, și da, e interesant să știi că poți să faci rost de gorile și chestii de genul ăsta. Vedeți, asta e o mlaștină foarte, foarte mare și foarte interesantă, plină cu floricele, plină cu copăcei interesanți, plină cu animăluțe, ați văzut o grămadă de animăluțe, ok, am văzut ceva acolo, ăla e un, ce e ăla, eu cred că e o chestie simplă, adică nu cred că e ceva și pare că am mai trecut pe acolo. Are apa altă culoare în zona asta, ați văzut? Mamă, ce mișto scopă aceștia. Da, foarte interesant, e o zonă foarte interesantă, cred că e o zonă dintre aia de muntoasă. Știți că am căutat eu la un moment dat, dacă mai țineți minte, avocado pe prima serie și era undeva în vârful a unor munți dintre ăștia, cred că asta e. Ce reprezintă genul ăsta? Ok, am un chest de desubt, asta reprezintă, am o sabie cu sweeping edge, da, nimic interesant. Da, de bine de știut nu mai opri la genul ăsta de locuri că nu primești nimic foarte interesant. Asta ce e? Ah, ok, asta e papură. Interesant e faptul că e foarte mare și văd că am dat de biome unde sunt snapping turtle dintre ăștia. Salut, ce faci? Uite, somn mai mari pe acolo, nu ne băgăm. Momentan mergem mai departe, explorăm chiar dacă e noapte, că nu se știe că mai găsim chestii interesante. Că ați văzut că am găsit chestii interesante, ce e ăsta? Ok, e un monolit cu un chest în el. Asta am înțeles. Și un spawner de... Un spawner de slime. Bine. Vreți să vă mint? E bine. Numai că nu știu dacă funcționează peste tot. Dar luăm acasă direct, nici nu stau la discuții. Oricum trebuia să mergem că e noapte. Dar uite că am găsit două spawnere care sunt semi-folositoare, să zicem. Ăla de papagal nu e cine știe ce folositor, dar ăsta, de exemplu, aș putea să-l duc în zona aia acolo la mob spawner jos și să fac o zonă din care să colectez slime ball-uri. Bineînțeles că o să am nevoie de un spațiu gigantic unde să pun slime-ul ăsta practic, că nu se spawnează în zone dintre astea foarte strâmte. Și da, mi-am adus aminte că n-am mai folosit de mult mob spawnerul ăsta. Oricum o să las spawnerul aici, văd că mai am unul de zombie. O să las aici pentru că o să-l folosim în viitor când o să fac o cameră unde o să avem o grămadă de slime-uri. Asta înseamnă că trebuie să mă pun pe săpat și văd că am văzut ceva între timp aici, dar cred că a mai fost odată, așa e? Dă-i un teleport să vedem totuși. A, n-a mai fost, ok. Foarte interesant, alt spawner de zombie pe care l-am găsit pe hartă fără să vreau. Ok, asta e foarte interesant. Așa, mai avem chestii interesante pe aici, nimic foarte, foarte wow. Bine de știut, avem un spawner de zombie destul de aproape de casă, totuși mai e ceva aici. Și dăm, nu pot să dau teleporte, să mă urc mai sus puțin. Da, o să vizităm noi în episoadele trecute, următoare, pardon, trecute am zis. În episoadele următoare o să mai vizităm locuri de prin cave-uri și mai ieșim puțin la explorat așa prin cave-uri, că pe harta am tot fost la explorat, băieți. Acum văd că cave-urile sunt foarte interesante pe Better Minecraft și vă știți treaba asta, că arată cam așa. Uă, ce-i ăsta? Doamne, doamne! Tu, așa, mamă, mulțumesc, e cel mai șmecher creeper. Miriapod.
Vai, am găsit un miriapod aici în peștera asta gigantică. Mamă, da, ce m-am speriat. Da, foarte mișto final de episod, să spunem. Cam atât, v-am țucat, băieți. Pa!